Noaptea în care se va decide premierul, cel puțin așa pare să, cum să zic, cam așa se întâmplă, așa pare să se producă în această seară o mega surpriză pentru unii, însă o situație absolut normală pentru alții. Cine va, cum să zic, va reuși să încline balanța, vom vedea. Unii speră ca președintele, alții speră că nu. Dar președintele a vorbit. Președintele, deși a dispărut. Da. S-a dus la golf, peisaj, nu? Nu. Dar el, deși a dispărut din peisaj, el a avut niște de-asta, comunicări non-verbale. S-a întâmplat că au început negocierile cu PMP-ul de Uniune, s-a întâmplat că președintele PNL-ului din Argeș, apropiat de gruparea Orban, cu surle și târmbițe, dosar penal. O dublă măsură, dacă e să o judecăm cu președintele PNL-ului din Telorman, care e în tabăra Câțu și n-a beneficiat de surle și trâmbițe. Aici au fost niște comunicări de-asta non-verbale prin care președintele a încercat să lase de înțeles faptul că ar avea un cuvânt de spus, chiar dacă nu vorbește. Dincolo de treaba asta, e foarte important. Că la el stă tot... El cel puțin asta a încercat să spun așa non-verbal. Dincolo de povestea asta, important este cine o să fie ministrul justiției. Pentru că era procedură de numire a șefilor de parchete și degeaba ai luat ministerul ăsta ale dezvoltării, ale fondurilor europene, ale finanțelor și te gândești că poți să satisfaci... Este numele care e vehiculat în acest moment în culise. Dar nici nu a fost alt nume vehiculat. A fost, cum, Alina Gorghiu. A fost vehiculat. La un moment dat, dar a dispărut. Se pare că este un... agreat de toate părțile. E agreat și așa va rămâne, Cătălin Predoi, așa cum se știe, de exemplu, că, nu știu, se știu câteva nume care nu vor face parte din guvern, nu le... Așa cum va rămâne Sorin Câmpeanu la educație? Da. Nu sunt foarte sigur acolo. Eu mai degrabă aș fi... Crezi că vine Raluca Turcan? Nu, eu cred că se va face un switch acolo, pentru că Ministerul Educației era dat cumva la aripa aia de pro-România care se fuzionase cu PNL-ul și eu cred că mai degrabă o să vedem un Daniel Constantin la agricultură și educația dusă în altă parte. Dar asta în momentul ăsta, chiar acum se discută, chiar acum... Bun. Să fac calcule. Nu știu, doamna Avram, mă rog, cât sunteți la curent cu toate aceste negocieri care înțeleg că se poartă intens la ora asta. Nu știu, nici nu sper că o să-mi dați niște nume de miniștri acum, pentru că înțeleg că ar fi o naivitate din partea mea să vă cer acest lucru, cel puțin până mâine seară, când ar putea fi anunțat guvernul. Trecând peste cei care consideră că PSD-ul a greșit făcând această alianță cu PNL, în loc să-l lase să se dezintegreze, care sunt așteptările noastre, sincer, de la tot ce se va întâmpla de acum încolo? Adică, într-un context internațional și intern, extrem de învolburat. Prima așteptare este ca nu Daniel Constantin să fie ministru al agriculturii. E nevoie de un ministru al agriculturii. Adevărat. Un om care se ocupă cu agricultura, un om care înțelege perfect ce se întâmplă în momentul acesta în Europa și mai ales în România. La cine vă referiți? Sunt în PSD câțiva oameni foarte buni cu care am colaborat în acești 2 ani și jumătate de când sunt aici. Nu pot să vă dau un nume, dar sunt câțiva cu care am colaborat foarte bine și care nu numai că știu meserie foarte bine, dar au și sufletul dedicat agriculturii, ceea ce e foarte important, că noi n-am mai văzut de mult un ministru de la Daia, domnul Daia, de exemplu. N-a fost chiar de mult domnul Daia, așa. Da, câțiva anișori. Nu, dar vă spun eu că este un om extrem de iubit de fermieri. Eu l-am văzut pe teren. Da. Și îmi asum. Hai, zine de cine vorbesc. Nu, vorbesc de domnul Daia, apropo de ce spunea doamna Carmen Avram. Și asta referitor la Ministerul Agriculturii, pentru că e jale. Pe noi nu prea ne interesează, văd în România, subiectul ăsta, dar e jale mare. Jale. Deci PSD-ul vrea agricultura. Pentru că am aflat o informație. Criză de mărfuri alimentare, în condiții în care România importă foarte mult, din păcate. Da, și dacă se întâmplă ceva pe plan alimentar în lume și în Europa, o să avem o problemă, pentru că fiecare se protejează pe el însuși atunci când e o criză. Au fost câteva zile aici la Bruxelles, magazinul de unde mă aprovizionez eu, avea rafturile aproape goale. Și am întrebat ce se întâmplă și mi-au zis că au probleme cu aprovizionarea.
acum și-au revenit, dar am retrăit așa pentru câteva zile momentele alea din vremea lui Ceaușescu, în care intrai în alimentară și era cam pustiu, ce să spun, și mă treceau așa fiori și cred că nu e bine să mai trăim momentele astea. Deci la agricultură trebuie cineva să vină care este cu adevărat un salvator. Ok, la sănătate, domnul Rafila, bănuiesc că nu e o discuție pe tema asta nici în interiorul PSD-ului. Domnul Rafila e și priceput și e și foarte serios și foarte dedicat. Și întotdeauna când vorbește, spune ce știe și nu ce află de pe aici, de pe acolo. Are informații nu numai la nivelul țării, are informații pe plan internațional, care vin la prima mână, și este de asemenea un om foarte serios și foarte, foarte dedicat. Și la dezvoltare? N-am cum să vă ofer nume și dacă aș ști, nu vi le-aș spune. Și la externe, dar... domnul Adrian Severin. Ce anume? La Ministerul de Externe. Am crezut că mă întrebați pe mine. Nu. Continuați, mă gândeam cu interes discuția. Sunt niște principii care se negociază acum. Înțeleg, citesc și eu, că sunt niște principii care s-au acceptat, dacă este adevărat. Dinspre tabăra PNL a venit cineva mai devreme să spună că sunt de acord cu creșterea pensiilor și alocațiilor și trebuie umblat și la veniturile mici. Nu s-au înțeleg că PNL-ul încă nu e foarte lămurit cu procentele cu care ar trebui să se mărească, dar au susținut cel puțin acum câteva minute, asta era informația, că sunt de acord cu asta și dacă e adevărat mă bucur foarte tare. Dar ce mă aștept eu de la acest guvern? Să fie un guvern adevărat. Un guvern cum vedem în Spania, un guvern cum vedem în Belgia, un guvern cum se vede cum vedem în Germania, de obicei, că acum, mă rog, se duc și ei spre o altă formulă de guvernare acolo. Dar dacă nu vom avea un guvern făcut din oameni care știu despre ce vorbesc, nu niște trepăduși care se cred Superman și care au nenorocit România, niște oameni care să aibă în sânge meseria, care să înțeleagă poporul ăsta, cărora să le fie drag de poporul ăsta, pentru că eu n-am mai văzut la guvernarea României în ultimii 2 ani oameni cărora să le fie drag de România. Ea zice că de mai mult. Dimpotrivă, totul se trebuie dat, totul trebuie închis, totul trebuie vândut, totul trebuie luat de afară. Și PNRR-ul ăsta și banii din PNRR, există un risc dacă nu se întâmplă să avem la guvernare oamenii pe care ar trebui să-i avem într-o astfel de situație de criză majoră. PNRR-ul va ajunge și el pe la tot felul de companii. Apropo de aceste crize, doamna Avram, vreau să vorbesc cu domnul Severin un pic. Pe lângă, să zicem, palierele economice ale acestei crize, pe care nu le dezvoltăm în această ediție, nici nu suntem de meserie, nu ne pricepem atât de bine, chiar dacă la nivel macro putem înțelege cam ce se întâmplă, există niște percepții că la nivel de securitate europeană avem niște probleme mari. Bosnia, vezi Belarus, Polonia. Vezi avertizmentele Washingtonului că Rusia se pregătește să invadeze Ucraina. Și aceste amenințări care vin dinspre bursele occidentale și piața imobiliară din China. Care vi se par cele mai amenințătoare dintre aceste crize pentru noi? În afară de criza medicală, care este încă nerezolvată și ne oferă surprize, dovadă ce se întâmplă în Germania, în Danemarca, în Irlanda, nu numai în România, țări care au populație mega vaccinată. Bun, cea mai amenințătoare până la urmă este criza economică. Acolo mie mi se pare că probabilitatea ca ea să escaladeze în perioada următoare, să se încingă, este cea mai mare. Cred că, mă rog, guvernul chinez și capitalismul de stat chinez vor fi în măsură cât de cât să țină sub control bula asta care se sprimă imobiliară, care se sparge acolo. Numai că fenomene similare pe domeniul imobiliar sunt în toată lumea. Chiar și în România avem asemenea probleme. Chiar eu am fost uimit să constat în lunile din urmă că prețurile la locuințe au crescut din nou. Cum să crească? De unde banii pentru a cumpăra asta când inflația în rest se mărește, când în fine, oamenii rămân fără locuri de muncă și așa mai departe. Deci mie problema aceasta, bursele, sigur, ele vor reacționa și vis-a-vis sau ca urmare a acestor crize economice, mai mult sau mai puțin locale,
dar ele vor reacționa și ca urmare a crizelor politice. Urmăresc cât de cât niște evaluări din acest punct de vedere și văd într-adevăr nervozitate tot mai mare la nivelul burselor. Asta mă duce pe mine la cea de-a doua problemă pe care o abordez eu, e prima pe care ați abordat-o dumneavoastră, legat de pericolul războiului, pur și simplu, războiului propriu-zis. Eu cred că pentru acest guvern, PNL-PSD, provocările vor fi enorme. Enorme, fără îndoială enorme. Da, există enorme. Acest pericol al războiului real? Avem niște probleme grave, apropo de aspectul acesta securitar, avem probleme grave chiar în proximitatea teritoriului nostru. Nu vorbim despre conflictele din Marea Chinei, care sigur au un impact global și cumva ajung și până la noi. Nu vorbim de problemele, chiar dacă vreți, din Afganistan, că și Afganistan este totuși destul departe de noi. În lumea interdependenților, această distanță nu mai are o semnificație absolută, dar oricum e mai bine să avem crize departe decât crize aproape. Însă criza din Balcanii de Vest, criza din Ucraina, criza din Belarus, Polono-Belarusă, Baltico-Belarusă, problemele cu, cum să spun, repoziționarea Turciei, care altădată era bastionul NATO în flancul sudic. Acum lucrurile se schimbă enorm. Domnul ministru, am văzut recent și chiar mă interesa o părere avizată. Rusia a vândut armament în India. India are un conflict acolo cu China, se tot hărțuiesc la frontieră. Și America ridică acum problema de a sancționa China. Cum e asta, o repoziționare a Rusiei față de China sau să fie o începutul unei noi crize în momentul ăsta? Treaba asta? Rusia, la ora actuală, este cea care se află într-o poziție, zic eu, destul de favorabilă, în sensul că și Occidentul Euroatlantic are nevoie de Rusia, pentru că principal, mai ales pentru Statele Unite, principalul rival strategic este China, nu mai este Federația Rusă. În același timp, China are nevoie ca putere ca superputere emergentă, principala superputere emergentă, are nevoie de sprijinul Rusiei. Și acum Rusia așteaptă oferte. Cine dă mai mult? Da. Se pare Statele Unite nu pot și mă refer deocamdată doar la Statele Unite, nu sunt în măsură să facă oferte suficient de tentantă, nu neapărat pentru că nu vor, probabil că nici nu pot să facă oferte suficient de tentantă Rusiei și în aceste condiții alternativa pentru ele ar fi să țină Rusia ocupată în crize din această zonă pentru ca ea să nu mai poată fi foarte activă pe frontul Indo-Pacific. Iar dacă așa stau lucrurile, România este pusă într-o situație cât se poate de delicată, pentru că America nu va încerca să hărțuiască în mod direct Rusia, ci prin intermediari. Iar câtă vreme Turcia se apropie cumva de Rusia sau face cel puțin un joc la două capete, este limpede că România rămâne principalul intermediar pe care să-l folosească. Avram. Eu aș spune numai un singur lucru de sinteză, făcând o mică comparație. În primul război mondial, spunea un jurnalist al cărui nume îmi scapă, jurnalist din epocă, în primul război mondial omenirea a alunecat. Omenirea a alunecat în război, așa cum aluneci pe o coajă de banană. Nimeni nu vrea războiul aproape, nimeni nu era convins că războiul e o soluție bună și cu toate astea, din neatenție, ca să spunem așa, omenirea a intrat într-un război îngrozitor. Al doilea război mondial a început ca urmare a acordului de împărțire a Poloniei, Polonia, care, uite, avem cu ea problemă acum, între Rusia și Germania, Rusia bolșevică și Germania nazistă. În războiul rece avem iarăși o problemă, un moment de mare sensibilitate, criza rachetelor cubaneze, care a dus omenirea în pragul celui de-al treilea război mondial și, din fericire, ea a fost dezamorsată, în aparență cu câștig pentru Occident, în realitate cu câștig pentru Uniunea Sovietică. Bun, nu intru în detalii. Ne aflăm în fața acestor trei posibilități și acum. Ca omenirea să alunece în război,
fără să vrea neapărat, dar tot ce se întâmplă la frontiera Belarusului, la frontiera Ucrainei, și la est, și la vest, în Republica Moldova, în Marea Neagră, cu Turcia, mă refer numai, și în Balcani, mă refer numai la ceea ce este în zona noastră, nu mă duc mai departe, s-ar putea ca dintr-o eroare, dintr-o nebăgare de seamă, să ne trezim într-un război Doamne total. Ferește. Doamna Avram, vroiam să vă spun așa, în acest context pe care l-a trasat foarte bine și domnul ministru Adrian Severin, în condițiile în care România în ultimii 2 ani, câțiva ani, a dat senzația că este un partener obedient și că nu face decât să asculte anumite indicații, indiferent dacă ele sunt în favoarea sau în defavoarea noastră mai ales, în condiții în care sunt țări care și-au creat rezerve de, nu știu, resurse energetice, care își încearcă să negocieze pe toate fronturile o siguranță, o situație mai bună, guvernul PSD va face un pas în a impune o politică ceva mai naționalistă și pe plan extern? Ne uităm cu invidie, ne-am săturat la vecinii noștri unguri, la polonezi, la cehi. Ne uităm că sunt state care negociază pe toate palierele posibile. Se duc și spre America de Sud. Angajează parteneriate cu China, cu Rusia, ieșind peste colaborările cu Uniunea Europeană și aceste parteneriate cu NATO. Noi o să continuăm în aceeași linie? România nu este chiar într-o poziție foarte bună. Mă uitam la Glasgow. Statele Unite și China nu au semnat un acord, deși oficial Statele Unite sau Germania, de exemplu, nu l-au semnat, condiții în care oficial tot merg pe zona asta cu energia verde și așa mai departe. Dar noi de ce trebuie asta să semnăm toate prostii? Nu numai asta, hai să ne amintim, numai puțin, că doar o paranteză fac. Amintiți-vă totuși că Ungaria nu a vrut să semneze PNRR-ul. Da? Da. Din cauza condițiilor. Iar a spus că renunță la el la un moment dat. Da, doamna Avram. Va face PSD un alt pas într-o politică mai protectivă, națională? Cred că PSD va lucra și va juca exact după regulile europene, pentru că nu poți să ai un joc dublu. Dacă ești acolo, ești acolo și cu obligații, nu numai cu beneficii. Adică nu poți doar să profiți, trebuie să și respecti niște valori. Nu e foarte greu de respectat valorile astea, pentru că sunt de bun simț în mare. Cred că ce trebuie să se întâmple este să revenim la normal. Această obediență despre care ați vorbit s-a manifestat mai degrabă economic, stat, companii, ceea ce este un pic anormal. Dacă o companie avea nevoie de ceva din România, spărgea ușa la guvern și spunea vreau și eu treaba aia. Și se rezolva, ceea ce e anormal. Între state sunt relații economice și contracte și acorduri care se semnează și se face la nivel de stat. Dar atunci când vin companii să-ți impună ție ce vor sau ambasadori și să ia pe nimic, da, atunci devine mai complicat. Cred că România nu are altă soluție pe pământ decât rămânerea în Uniunea Europeană, și rămânerea în Uniunea Europeană înseamnă jocul după regulile Uniunii Europene. Dar, cum spuneam, trebuie să și vedem un pic cum decurg relațiile acestea. Bine, definitiv România e Uniunea Europeană și regulile le face și România, regulile Uniunii Europene. Așa este. Tocmai de aceea. Asta este, deci... Stați un pic, da. De părerea dumneavoastră, care e Constituția României, prevalează asupra dreptului european sau e invers? Asta este așa o dezbatere de mare acum în Parlamentul European, după ce s-a întâmplat în Germania, când a intervenit Curtea Supremă, ce s-a întâmplat în Polonia. Polonia, care e și ea gata să renunțe la banii europeni și plătește o amendă de 1 milion de euro pe zi, pentru că în Polonia, Curtea Supremă a decis ceva. Primește o amendă, că nu se știa că o plătește. Primește amendă. Exact. Nu va plăti niciodată această amendă și va pune Uniunea Europeană în ultimă instanță în situația de a-și cere într-o formă sau alta scuze și a retrage această amendă. Ceea ce va fi foarte complicat, fără îndoială, că e mult mai ușor să pui amenda decât după aia să o anulezi. Aici însă este o chestiune foarte simplă. Guvernul care vine, sau mă rog, un partid,
trebuie să-și spună părerea în această chestiune. Că ea se va dezbate, e o altă discuție. Dar el trebuie să spună părerea. Noi venim la putere și vom renegocia, de pildă, PNRR-ul. Asta a spus-o Marcel Ciolacu. Da. Știu, da, am spus-o și este... e foarte bine și trebuie făcut lucrul acesta și spus clar. De asemenea, trebuie spus în ce raportul sau care e comportamentul nostru din punct de vedere juridic în cadrul Uniunii Europene. Și ceea ce se spunea mai departe, mai devreme, e absolut adevărat. Uniunea Europeană suntem noi. Uniunea Europeană suntem noi acolo, nu sunt acorduri între state. Uniunea Europeană este practic o federație de state-națiune în care toți avem drepturi egale. La ora actuală, nu, aceste drepturi egale nu se exerce sau nu sunt recunoscute. Eu, de exemplu, ca prim-ministru, dacă aș fi, n-aș semna niciun fel de acord pe zona energiei verzi sau pe toate prostiile astea acum care par desprinse într-un scenariu apocaliptic până la terminarea acestei crize. Nimic. Bine, noi mai avem de a face și o revoluție mondială. În acest moment are loc și o revoluție mondială. LGTB-ul, criza, asta, încălzirea globală, toate chestiunile acestea sunt părți ale unei revoluții mondiale care are, sigur, un impact imens. Asta, modul de gestionare a pandemiei. Toate acestea sunt niște mișcări strategice care vor să schimbe ordinea lumii. Mă rog, și guvernul României, oricare ar fi el, se va găsi în mijlocul acestui ciclon. Ce va face, e deocamdată destul de neclar. Domnul ministru, mie mi-e frică când spuneți așa, revoluția asta e până la urmă, care e scopul ei? Că mi-e frică să nu devină obligatorie revoluția. Vorbim într-o altă... Păi, da, bineînțeles, o revoluție care ne este impusă, nu e o revoluție pe care noi să o dorim sau pe care noi să o numește resetare, nu revoluție, dar în cartea lui Schwab o numește resetare. Bun. Resetare, da, da, sigur că da. Pe finalul asta ediției nou pentru revoluție. Carmen Avram, doamna Avram, ok, guvernul PNL-PSD probabil că într-un târziu va fi constituit. Mergeți pe mâna aceasta, vă agreați ideea premierului prin rotație? La finalul ediției, vreau să vă întreb. Că e și varianta. E ok? E de bun augur? Dacă asta e singura soluție, ca la guvernare să vină PSD cu specialiștii partidului, atunci, din punctul meu de vedere, e o soluție foarte bună. Dacă nu există altă șansă decât ca, pentru ca PSD-ul să intervină, pentru că PSD-ul nu-și poate permite să nu intervină în acest moment. Situația atât de gravă și nu poți să o lași pe mâna unor irresponsabili. PSD-ul a intrat la guvernare din vrea adică să intervină. Adică partenerii PSD-ului sunt irresponsabili? Păi sper că așa să vină nou guvern să fie alții decât irresponsabili care au fost înainte și mi-e frică de domnul Câțu, inclusiv la finanțe, mi-e frică de domnul Câțu și dacă ar fi la educație, mi-e frică de domnul Câțu oriunde. Mie personal, dar puneți asta pe burtiere, la final. Aș vrea să funcționeze. Aș vrea să funcționeze și să, România să ajungă să aibă maturitatea în care o clasa politică să poată să facă rocada între doi miniștri de culori diferite, așa cum se întâmplă în Israel, de exemplu, unde probabil că nu o să avem surprize niciodată. Aici vreau să cred că PNL își va respecta cuvântul până la capăt. Poate că am două partidele, așa cum spuneți dumneavoastră, vor găsi cele mai bune soluții. Aici oricum era naturală rotația. Echilibrat. Da. Cel mai important e ministrul cultelor, pentru că numai Dumnezeu știe ce poate să iasă din această situație. Da. Asta spun că e naturală rotația. O făcea electoratul. În scenariul inițial era un ciucă susținut din umbră de PSD. Iar apoi, în 2024, venea PSD-ul la guvernare prin votul popular cu balamaua PNL care mai rămânea acolo după toată criza respectivă, cu 6% cât aveau, un fel de ALDE, un fel de soluție imorală, cum se numesc. Așa cum îi auzim pe cei din PSD, nu mai era timp pentru că, mă rog, criza e prea mare. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Sarmiza, vrei să spun ceva la final? În afară de bună seara? Păi nu mă mai lași. Nu prea mai am timp, dar aș vrea să te las să spui ceva. Dar oricum avem ocazia să ne reîntâlnim. Crezi că va fi ciucă asta, vreau să spun. Da, asta cred, pentru că a fost o variantă acceptată de ambele partide cu mai multă ușurință. Ok, nu știu dacă putem vorbi de irresponsabili. În acest moment, iată faptul că totuși aceste partide reușesc să vorbească între ele și să găsească o cale comună. Până la urmă, e un semn de început de responsabilitate, să sperăm că se va și concretiza și că vom trece cu bine peste această perioadă extrem de grea, probabil cea mai dificilă perioadă după cel de-al doilea război mondial,
Mulțumesc, Sărin Zandroni, mulțumesc, Mihai Belu, pentru prezență. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit fața micului ecran sau pe Facebook. Veți urmări ediția și pe YouTube. Ne revedem mâine seară cu o surpriză. Numai bine!